Pescarii sunt obligați să-și strângă undițele după ce Ministerul Mediului au interzis pescuitul pentru 90 de zile. În această perioadă este interzis pescuitul comercial, cel sportiv și amator al tuturor speciilor de pești în lacurile și râurile din Republica Moldova. Decizia a fost luată în conformitate cu acordurile bilaterale semnate cu România și Ucraina. Perioada de prohibiție începe pe 1 aprilie și va dura până pe 30 iunie inclusiv.